Te salut din nou, tot eu sunt Laurențiu și în acest video aș vrea să-ți arăt cum ai putea să-ți personalizezi un link care este foarte lung, să ți-l faci foarte scurt și să ți-l personalizezi ca să se știe deja nișa căreia tu te adresezi. Și pentru faptul că îl scurtezi și îl personalizezi, o să poți să vezi și statistici ca să vezi câte persoane au dat click pe linkul respectiv. Practic câți vizitatori au dat click pe acel link. Și pe lângă toate acestea, totul este gratuit. Haideți să vă arăt cum se face și cum puteți să creați până la 100 de linkuri gratuite în fiecare lună. Practic, tot ce trebuie să faceți este să luați toate linkurile de afiliat pe care le aveți, la business-ul pe care vi l-am prezentat mai devreme sau la celelalte business-uri pe care vi le-am prezentat mai devreme, toate linkurile pe care voi vreți să le promovați, toate linkurile voastre de afiliați pe care vreți să le promovați, le luați și le personalizați. Intrați pe acest site, bit.ly.com, puteți să scrieți pe Google, pentru că îl găsiți imediat, și dați click aici unde scrie Sign Up Free. După ce dați click aici unde scrie Sign Up Free, vă duceți aici unde scrie 0 dolari, da? Unde este gratis. Dați Start pe Get Started. Și aici trebuie să vă creați contul. Puneți un username pe care îl alegeți voi, de exemplu numele meu, da? Aici o adresă de e-mail, numele meu arundiahu.com, adresa voastră pe care o utilizați, iar la parolă trebuie să puneți o parolă care să fie cu minim 6 caractere, adică minim 6 litere. Una dintre litere trebuie să fie mare, trebuie să fie neapărat un număr și trebuie neapărat un caracter special. Dacă, hai să spunem că vă cheamă Mihai. De preferat ar fi să scrieți așa, M-I-H-A-I, cu un mic. Dau click și eu ca să o văd. Da? Trebuie să pun o literă mare. Am pus litera M, Mihai. Numele tău, de exemplu. 6 caractere, ok? Un număr mare și un caracter. Poți să pui Mihai, poți să pui anul nașterii, că trebuie să pui minim o cifră, tu poți spune mai multe. 1984, de exemplu. Aici sunt eu născut. În 1984, atunci sunt eu născut. Și încă un caracter. La caracter, caracter înseamnă acele taste de sus, care sunt pe tastele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Puteți să puneți, de exemplu, semnul exclamării. Apăsați pe Shift și pe semnul exclamării. Sau puteți să puneți dolari, sau puteți să puneți oricare din aceste caractere care sunt aici. Hai să mergem pe prima variantă. Cu dolari, de exemplu. Sau cu semnul întrebării, că e primul, da? Și cam așa, Mihai, cifre și apoi un semn al exclamării. Puteți să puneți și 3 semne ale exclamării. Puteți să puneți și 5 semne ale exclamării. Nu contează. Și dați Sign Up with Email. Dați click aici. După ce ați creat contul și ați dat click aici, vi se generează contul. Acum eu o să intru direct într-un cont care este deja creat de mine. Acesta este un cont al meu. Un cont gratuit. Exact cum vedeți aici. Contul gratuit vă oferă posibilitatea să vă creați 100 de linkuri personalizate și scurte. Și să vedem ce înseamnă. Practic, să ne imaginăm că aveți un link de afiliat. Da? Uitați, de exemplu, cum am eu aici, la Builderall, de exemplu. Da? La Builderall am acest link care este foarte lung. Copy. Hai să vedem ce link este aici. Este un link lung. Dau click. Aia e de la Warrior Plus. Ok. Practic acesta este linkul de la acel business pe care l-am recomandat și vouă mai devreme în videoul anterior. Da? Practic am luat linkul meu de afiliat. Pe mine mă trimite pe acest site, fiindcă acesta este site-ul. Dar linkul meu de afiliat este un link foarte lung. Și l-ați văzut mai devreme cât este de lung. Practic linkul meu este acesta pe care l-am luat. Nu pot să-l dau cuiva și să-i spun, uite-te la acest video că acesta este un business foarte bun. Este un link foarte mare. Dar eu ce fac? Iau acest link, da?
Adică iau linkul de afiliat și mă duc aici, unde scrie create. Dau create și dau click pe, pe aici, pe spațiu, în spațiul acesta. Enter long, long URL. Dau paste și în acest moment mi-am pus linkul și tot ce trebuie să fac este să dau creare. Am dat creare și hop, mi s-a generat un link scurt. Aici linkul vostru care vi se va genera va fi cu niște cifre. Trebuie să editați acele cifre și să puneți ce vreți voi. Dacă vreți să promovați către nișa internațională, puneți cuvinte în engleză, business online. În cazul în care este luat business online, dau save și probabil este luat. Dacă apare cu roșu, vă spun că poate nu știți limba engleză. Vă spune că acest link este deja luat și nu merge. Așa că pot să mai pun o cifră, două. Ceva de genul semne exclamării sau trei semne ale exclamării, de exemplu. Da? Și dau save. Nu mă lasă să pun caractere. Ok. Atunci pui alte combinații de cuvinte sau da, poți să lași o combinație de cuvinte care este autoritară și poți să mai pui cifra 1, de exemplu. Și dai save. Și acesta este luat. Ok. 1. Ok, și am dat save. Și în acest moment, acesta este linkul meu de afiliat pe care l-am editat. Da? Practic, voi aici o să aveți anumite cifre, dar eu am pus cuvintele acestea. Și dați copy. Și în acest moment, acesta este linkul meu. În momentul în care vreau să promovez cuiva, promovez acest link. Bit.ly Business Online 1152. Dau Enter și direcționează oamenii către site-ul acela pe care eu îl promovez ca și afiliat. Un site cu acest business care este un business gratuit și care vă poate genera foarte mulți bani. Bun. Acum, dacă vreți să dacă vreți să faceți pentru limba română, să puneți cuvinte limba română, la fel, dați aici create link. Dați click dreapta, paste, vă puneți linkul acela lung. Da? În cazul meu nu mai am linkul lung. Hai să spunem că îl iau pe acesta. Da? Îl pun aici. Și dau creare. După ce dau creare, se creează cu aceste cifre. Iar aceste cifre le înlocuiesc cu afacere online. Ok, da, probabil este luat, da, și atunci scriu afacere online, mai pun eu Laur, da, și dau save, afacere online Laur și gata. Și acum iau acest link cu copy și îl promovez oriunde vreau eu și dau cuiva acel link care este scurt, da. Cam așa se personalizează și se scurtează un link. Acum dacă vreți să vă mai dau mai multe detalii, cum ar fi statistici. Da? Tot ce să faceți este să vă duceți la linkurile pe care le aveți. Da? Vedeți, sunt mai multe linkuri. De exemplu, comisioane pe plăt automat, 35 de linkuri. Acestea sunt linkuri pe care le-am făcut eu. YouTube. Sunt mai de mult create, de prin 2021-2020, după cum vedeți. Da? Dau click pe acesta. Și vedeți aici statisticile. Câte persoane au dat click. Vedeți cât scrie, 35 de clicuri. Da? Acesta este comisioane pe plăt automat. Aici, YouTube. Destinația, 233 de clicuri au fost date pentru persoanele care s-au abonat la canalul meu de YouTube. Laurențiu Florea Oficial este canalul meu de YouTube. Vă recomand și vouă să vă abonați, fiindcă o să primiți mai multe informații benefice pentru voi din punctul meu de vedere. Și cam asta este tot. Da? În loc să dau cuiva linkul acesta lung ca să se aboneze, îi dau linkul acesta scurt. Vedeți? Și ei când intră se abonează la mine pe canalul de YouTube, ceea ce vă recomand și vouă să o faceți. Subscribe și s-au abonat. Da? Vă nu o să vă apară acest buton de subscribe, probabil aveți pe aici undeva cu roșu un buton de subscribe. Dar important este să căutați
acest canal de YouTube, care este canalul meu și care o să vă aducă valoare prin informațiile pe care le ofer. Bun. Acesta a fost videoul și testimonialul despre cum să vă creați un link lung într-un link foarte scurt și să-l personalizați și să vedeți statisticile. Totul gratuit, trebuie doar să dețineți informația și să vă creați link-uri de afiliați cât mai multe și să faceți cât mai multe vânzări. Acesta a fost videoul de astăzi, sper că v-am adus cât mai multă valoare și ne auzim în celelalte videouri. Vă salut, pa, pa!